echipă de navigatori condusă de un capitan chinez a reușit un record mondial în premieră. Au traversat fără oprire oceanul înghețat. Echipajul ce cuprinde navigatori din Rusia, Franța și Germania a plecat la bordul unui velier din portul Murmansk din nordul Federației Ruse. După 13 zile a ajuns în strâmtoarea Bering. Este pentru prima oară în istorie când această cursă este făcută fără oprire. Și nu a fost ușor deloc. În zonă sunt ghețari, temperaturi mult sub pragul de îngheț și vânt extrem de puternic. Acesta de altfel a rupt și vela cu o zi înainte de destinație. Chiar și așa, cei 5 navigatori au ajuns cu bine și au mai avut suficientă energie să sară în sus de bucurie. Un cascador australian a stabilit un nou record al țării sale. A mers pe sârmă la o înălțime de 300 de metri. Kane Peterson a traversat distanța de 21 de metri între două acoperișuri ale turnului Evrica din Melbourne. Reușita nu a fost lipsită de emoții. La jumătatea drumului, Peterson a început să aibă crampe și a fost nevoit să se întindă. Însă a reușit să termine periculoasa plimbare spre bucuria părinților. Rețeaua de socializare Facebook intenționează să introducă butonul dislike, deși cei care au cont pe Facebook îl văd ca pe un mod de a-și exprima dezaprobarea. Reprezentanții companiei spun că butonul are o cu totul altă funcție. Anunțul a fost făcut într-o sesiune de întrebări și răspunsuri care a avut loc la sediul companiei Facebook din California. We kind of have come to understand is that it's not people aren't looking for an ability to downvote other people's posts. What they really want is to be able to express empathy. And, you know, if, you know, not every moment is a good moment. Utilizatorii Facebook din țara noastră au alte intenții decât cele ale creatorilor rețelei de socializare. Probabil îl voi folosi dacă vor fi lucruri care nu să-mi placă, așa cum dau like, o să dau și dislike. La ce postări o să dați dislike? Postările cu care nu sunt de acord. Depinde de ce simt atunci, în momentul respectiv. Poate să fie politice, poate să fie religioase, absolut orice. Părerea lor este împărtășită și de experți în domeniu. Lumea l-ar vedea ca fiind un vot împotrivă, o dezaprobare. Ar fi pro și contra, la extreme. Un prieten al tău a făcut o faptă condamnabilă și tu îi dai dislike. Ar putea avea un efect psihologic discutabil, dar în orice caz unul negativ, pentru că persoana respectivă ar putea intra în depresii și ar putea pune întrebări pe care n-ar trebui să și le pună și ar putea să-și modifice comportamentul social din cauza acestui buton. Butonul de dislike este una dintre cele mai solicitate funcții pe Facebook de către utilizatorii care doresc să sancționeze ceea ce nu le place din conținutul publicat pe rețeaua de socializare online. Poza zilei ne reamintește că întotdeauna există o soluție la problemele de zi cu zi. O membră a Parlamentului European, Licia Ronțuli, a adus-o pe fiica sa, Victoria, la sesiunile parlamentare timp de 2 ani. Această doamnă ia decizii importante în Parlament, cu un copilaș în brațe și chiar face o treabă extraordinară, comentează presa internațională, din moment ce și după 2 ani rămâne un șef de plin, iar fetița în continuare în brațele sale. O uimitoare iluzie optică atrage milioane de vizualizări pe internet. Privitorul nu-și poate lua ochii de la ceea ce se conturează pe o simplă foaie de hârtie, iar clipul rezultat nu mai are nevoie de niciun comentariu. Și pe site-ul nostru știrile.tv.ro găsiți o secțiune dedicată Soft News. Cititorii au fost interesați de lansarea noului model sport de la Jaguar în cadrul salonului auto de la Frankfurt. În loc de prezentarea clasică, atunci când mașina este dezvelită în fața publicului, Jaguar a apelat la cascadorul britanic Terry Grant, care a reușit să conducă SUV-ul într-o buclă de 360 de grade cu înălțimea de 19 metri. Mai multe imagini găsiți și pe site-ul nostru știrile.tv.ro.
În această seară, la Institutul Cultural Român din București, are loc un concert de nai susținut de Nicolae Voiculeț, ce l-a avut ca maestru pe Gheorghe Zanfir, iar de mâine până pe 22 septembrie, la Cinemateca Română, se desfășoară Festivalul Filmului Japonez. Acestea au fost informațiile soft pentru astăzi, doamnelor și domnilor. Gânduri bune, că știri bune sunt și vom reveni cu ele mâine la aceeași oră.